Am avut o discuție, aș spune, foarte aplicată cu doamna președinte al Comisiei Europene, nouă aleasă. Cum este și normal, am discutat despre viitorul comisar european din partea României, am discutat despre portofoliu viitorului comisar din partea României, am discutat despre renegocierea PNRR-ului, lucru pe care dumneavoastră îl cunoașteți cu solicitarea de reducere de 10% din componenta de împrumuturi. Am discutat chiar mai tehnic cu doamna președinte și despre cererea de plată numărul 3. Urmează în cursul zilei de astăzi, împreună cu Victor Negrescu, să am o discuție și cu președintele PES, cu Ștefan, în ceea ce privește negocierile în cadrul familiilor europene privind portofoliile comisarilor europeni pe fiecare familie politică. Și am discutat, de asemenea, cum era și normal, despre un nou acord în ceea ce privește deficitul României, de această dată venind cu propunerea de a avea un acord pe 7 ani, și am explicat foarte clar de ce ne dorim acest lucru, pentru că cele mai mari investiții vor urma în anul 2025 și în 2026. După cum bine știm, PNRR-ul are un deadline la sfârșitul anului 2026 în ceea ce privește investiția. Și aș da lucru pe care, ca și exemplu, l-am făcut și la întâlnirea cu doamna președinte, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară. Infrastructura rutieră, prima propunere a fost din partea României să avem o sumă alocată de aproximativ 13,7 miliarde de euro, aprobarea finală a fost în jur de 7 miliarde. Diferența reprezintă cofinanțarea din partea statului român. Normal că dacă dorim să finalizăm toate cele aproape, am înțeles de la domnul Grindeanu astăzi că am ajuns la 900 de kilometri în lucru și în licitație de drum expres și de autostrăzi, atunci efortul bugetar din partea statului român este de aproximativ 60% ca și cofinanțare. Normal că aceste investiții aduc domnului Boloș la Ministerul Finanțelor impozite și taxe mai mari și de aceea se și vede pe acest trimestru că are depășiri de plan datorită acestor investiții majore în infrastructura din România, mult așteptate de către români. Vă rog, vă stau la dispoziție cu orice întrebare. Vă rog să ne spuneți care este propunerea pe care ați făcut-o pentru funcția de comisar și de asemenea să ne explicați ce s-a întâmplat cu cererea numărul 3 de plată, pentru că acolo era un punct important, reducerea pragului pentru IMM-uri. Hai să luăm pe rând. Ceea ce privește comisarul, nu-i prima oară când o spun, am mers cu un nume, el este actualul vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Victor Negrescu. Normal că ne-am făcut și un calendar, un deadline. Eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României. Acest atribut este exclusiv al primului ministru, dar, cum este și normal, și deja am și stabilit cu domnul președinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuție în următoarele zile. De asemenea, instituțional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuție și cu președintele României, deoarece președintele României este reprezentantul României în Consiliul European. Și e normal ca să ne coordonăm
aceste negocieri. Cred că, fără să-l supăr pe domnul Victor Negrescu, cel mai important în acest lucru, în acest moment, este de a avea o negociere foarte bună pentru România și pentru portofoliu cât mai relevant în cadrul Comisiei Europene. Cu adevărat, propunerea mea este domnul vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. Înainte să veniți aici la Bruxelles, ați discutat cu președintele Klaus Iohannis? Am avut discuții cu președintele de mai multe ori. Dar pe această temă a Comisarului European? Nu, a rămas că avem o discuție după ce eu am discuția cu doamna președinte. Lucru normal, dar am avut și cu domnul Ciucă. Și înainte de postarea dânsului și după postarea dânsului am avut discuția că nu voi înainta un nume până când nu ne vom întâlni și vom avea această discuție și în cadrul coaliției. Spuneți-ne, vă rog, și despre pragul pentru IMM-uri, când o să scadă și care va fi valoarea acestui cererea de... Noi am avut de îndeplinit 74 sau 76 de jaloane, mai exact, la cererea de plată numărul 3. Din cele 76 au mai rămas în discuție cu Comisia 4 jaloane. Din punctul de vedere al dânșilor, mai sunt două jaloane în discuție cu REA PPS-ul și, dar acolo deja Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Secretariatul General al Guvernului, deoarece dânșii trebuiau să vină cu această reformă, a fost închis. Mai știți situația de la AMEPIP, unde până când iarăși se va lua toată procedura de la capăt, în acel moment când se va închide procedura, se va considera că jalonul este închis. Mai sunt 4 discuții. Avem pe jalonul 206 și acolo astăzi, la ora 13, o să aibă o discuție atât pe deficit cât și pe jalonul 206 domnul ministru Boloș. Mare parte, 90% din acest jalon a fost îndeplinit, rămânând o singură solicitare din partea Comisiei, reducerea plafonului la micro-întreprindere. În funcție de calculele pe care o să le facă și Comisia, cred că se impune o decizie politică pe care să o avem în interiorul coaliției, dacă vom îndeplini jalonul în acest moment sau într-o anumită proiecție de timp, respectiv în următorul jalon 207, unde este reforma fiscală, sau își asumă România politic această coaliție ca să renunțăm la o parte din suma din cererea de plată numărul 3 și nu facem modificare de reducere la micro-întreprindere. În acest moment nu avem o sumă exactă. Dar, repet, din solicitările în ceea ce privește micro-întreprinderile, guvernul pe care îl conduc a închis 99% din solicitări. Ultima solicitare fiind cea de reducere a plafonului. Și aici intră discuțiile tehnice între specialiștii din Ministerul de Finanțe, ministru și Comisia Europeană. Andreea Gheorghe, Digi24. Domnule premier, v-ați anunțat recent intenția de a candida la prezidențiale. Voiam să vă întreb... Am anunțat-o și pe doamna președinte. Dar știa. Ce v-ați zis? Mult succes. Voiam să vă întreb dacă vă vedeți în turul al doilea cu domnul Nicolae Ciucă. Nu știu. Vom vedea. Da? Românii hotărăsc. Dacă nu. Sunt prea mulți de dacă. Momentan mi-am arătat intenția de a candida în interiorul partidului pentru această funcție. Cred că astfel de întrebări sunt binevenite, ca întotdeauna, dar mai ales după congres. Poate colegii mei nu mă votează. În cazul în care veți ajunge totuși în turul al doilea cu domnul Nicolae Ciucă, mai există discuția privind un tandem în funcție de cel care câștigă să-l numească pe celălalt premier? Nu. Am văzut ce a însemnat
Avem un președinte care și-a dorit guvernul său, fără să țină cont de voința românilor. A rezultat, timp de 8 luni, o struță comilă, un guvern de dreapta mai mult decât dezastruos, la care trebuie să îndreptăm și în acest moment anumite lucruri, inclusiv în PNRR. Dacă vreți, vă pot detalia de toate tâmpeniile trecute și toată abordarea neprofesionistă și secretă când au făcut acest PNRR. Nu, cred că românii vor decide cine va fi și președintele României și cine va fi și viitorul prim-ministru. Ați avut sau veți avea o discuție cu domnul Ciucă astfel încât să aveți cumva o susținere reciprocă dacă dumneavoastră intrați în turul al doilea, dar nu am avut. Să vă susțină și invers? Eu am mai spus, nu e nici prima, nici ultima oară când o spun. Să știți că ca și profil, eu sunt un om foarte simplu. Lucrurile pe care m-ați întrebat deja sunt mult prea sofisticate pentru mine, chiar și politic. Nu am nicio înțelegere cu nimeni. Păi, candidat, dacă colegii mei îmi vor acorda votul sâmbătă, mergem mai departe. Și pe urmă, vedem. Păș, așa. Vorbeați în urmă cu ceva timp despre modificarea regulamentului de funcționare a Partidului Social Democrat, astfel încât președintele partidului să nu mai fie legat automat și de candidatura la prezidențiale și vorbeați chiar despre o largă posibilitate, Am și modificat-o. Sunteți singurul candidat în acest moment. Ce s-a întâmplat de acum câteva luni? Nu s-a înscris nimeni în cursă, dar am modificat, putea să vină și un independent, poate să fie conform legii candidat și susținut din partea unui partid, nu am avut discuțiile. Orice coleg stați, poate avem surprize. Sâmbătă la congres, au timp, inclusiv în timpul congresului, poate. Sunt anumite limite, dar la fel ca și Parlamentul, plenul congresului este suveran. Hotărăște orice. Ar putea exista o surpriză la congres? E posibil. Nu am nicio problemă. Poate candidează cineva cu o moțiune și la șefia partidului. Doamna Lasconi v-a invitat mai mult indirect la o dezbatere politică. Veți participa în calitate de candidat la prezidențial? Să vedem calendarul. N-am intrat în campanie electorală. Am avut o întâlnire, știți foarte bine, la guvern cu doamna Lasconi, când am stabilit datele pentru alegeri. Ultima întrebare aș avea, legată de deficit. Specialiștii din țară avertizează că ar putea să ajungă la 8% până la finalul acestui an. Nu vom ajunge la 8%, dar vom închide acest deficit. Am solicitat astăzi și urmează tehnic să vorbească ministrul finanțelor să avem o proiecție pe 7 ani. Deci e total corectă solicitarea, pentru că, cu adevărat, am avut, mi se pare, deficit 9,2, nu? Niciun ban din acel 9,2, mi se pare că, spun din memorie, 1,7 din acel 9,2 s-a dus pe investiții. Diferența toată, 7 și, a fost pe cheltuieli. Și e liber acel personaj. Merge, mai își dă cu părerea pe Facebook, pe Instagram. Eu cred că abordarea din acest moment este cu totul și cu totul diferită. Vorbim de dezvoltarea României, lucru pe care îl vedem, nu mai e o minciună, nu mai e ceva palpabil. Mergem pe autostrăzi, mergem pe drumuri expres, vedem șantierele. Eu nu voi opri investițiile în România. Și mai am o întrebare. De fapt, ați avut o discuție cu domnul John în care să-i propuneți postul de comisar european astfel încât să se retragă din cursa pentru prezidențiale? Nu. Ultima discuție pe care am avut-o cu domnul John am avut-o la ziua unui celebru ziarist, a domnul Tucă. Bună ziua, Vlad Unga, știrile TVR. Domnule prim-ministru, vă rog să ne spuneți dacă ați discutat cu șefa Comisiei Europene despre intrarea României în spațiul Schengen și ce garanții v-a dat pentru frontierele terestre. Dânsa știți foarte bine că a fost unul dintre cei mai mari susținători ai României. N-aș vrea să intru în detaliile discuției, dar am discutat, cum era și normal. Așteptăm alegerile din Austria și eu îmi doresc ca în viitoarea majoritate din Austria, după aceste alegeri din septembrie,
partidul care face parte din familia europeană S&D să fie cooptat la guvernare și atunci lucrurile o să ne fie mult mai ușoare. Știți că actuala guvernare, primul ministru al actualei guvernări, este din partea PPE, familie europeană din care face parte și Partidul Național Liberal. Va intra România în Schengen cu propriile... Categoric. Categoric, dar ne trebuie maturitate și mai multă înțelepciune și o abordare, după cum ați văzut, am avut o abordare total diferită de cei dinaintea mea, împreună cu ministrul, vicepremierul și ministrul de interne, domnul Cătălin Predoiu, și eu cred că deja am și se vede. Am intrat cu dreptul în Schengen, maritim și aerian, și ați văzut că am venit împreună la aeroport și ați văzut cât de simplu a fost să venim pe spațiu Schengen. Ursula von der Leyen a garantat acest lucru azi, că vom intra dânsa, în Schengen. Dânsa e cel mai mare susținător al nostru. Și va fi, umăr la umăr, alături de România pentru acest demers și consideră că România este nedreptățită pentru că nu a intrat în spațiul Schengen și terestru. Dacă Bulgaria nu va fi pregătită să intre anul acesta? Vorbim de România. Îmi cer scuze, n-am vorbit cu doamna președintă despre Bulgaria. Mă gândeam că intră împreună aceste state și depindem de ei. Acolo vorbim de strategii, dar cu doamna președintă, mă întreba ce am vorbit cu doamna președintă. N-am vorbit despre Bulgaria. N-am atribuții. Dacă Bulgaria îmi solicită, o să vorbesc. Bună ziua, Florentina Lazar, observator Antena 1. Domnule premier, ați negociat scăderea deficitului bugetar la 3% pentru următorii 7 ani. Pentru a scădea atât de mult deficitul bugetar, de ce măsuri are nevoie țara noastră? Ce măsuri trebuie să ia guvernul României? Fie că vorbim de actualul sau viitorul guvern? Eu nu cred că vom veni cu măsuri de creștere de taxe. Cum n-am venit nici în 2024, nici în 2025. Știți foarte bine, plăcut sau neplăcut, lunea încep cu ministrul finanțelor. Și așa este corect, ca un prim-ministru să înceapă lucru lunea la guvern împreună cu domnul ministru al finanțelor. Am uitat un pic pe arierate. Suntem la 175 de miliarde arierate de colectat. Eu înțeleg și această rezistență și la digitalizare, înțeleg mai ales oamenii de afaceri și companiile corecte că până când se închid toate imperfecțiunile sistemului să fie nemulțumite, de aceea mereu i-am cerut un dialog mult mai apropiat de oamenii de afaceri, de patronate, și eu voi avea luni întâlnire cu patronatele și iarăși vor discuta și tehnic, dar și perspectiva în anul 2025 a eventualelor măsuri fiscale. Eu cred că prin organizare și prin mai multă onestitate și prin digitalizare și închiderea portițelor, câteodată legale de optimizare fiscală, putem depăși acest moment fără să facem mari modificări. Cu adevărat, ne trebuie o reformă fiscală cu o perspectivă pe termen mediu. Acel lucru este trecut în cererea de plată numărul 4, în jalonul 207, dacă nu mă înșel. Și acolo va fi o dezbatere publică. Acele măsuri se va discuta în primele 6 luni, se vor lua ca să aibă efect în anul 2026. Repet, da, câteodată, și nu o spun cu niciun reproș, aș vrea să fiu foarte bine înțeles. Sper să mă și exprim în această direcție. Ministrul Finanțelor, dacă ai ajuns la arierate de 175 de miliarde, trebuie să ia anumite măsuri. Dar nu măsuri de urmărire sau să bage oameni în pușcărie. Nu se poate să avem oameni corecți, care își plătesc taxele și impozitele, și oameni care întotdeauna găsesc portițe de a nu plăti taxe și impozite și de a face evaziune fiscală.
Nu poți de fiecare dată. Vreau să vă spun din Statele Unite ale Americii. Știți că poți... Fiscul este cel mai puternic. Dacă unui american este frică de ceva, este frică de fisc. Nu putem să mai trăim așa. Nu putem ca unii să plătească și alții să nu plătească. Nu pot, eu nu pot să cer să vin cu taxe noi cât timp am arierate de aproape 8% din PIB de colectat. Eu nu pot să cer să vin cu taxe noi atâta timp cât am 10% din PIB evaziune fiscală. Eu nu pot să cer să vin cu taxe noi când am cel mai mare gap de TVA. Și totuși suntem în da. Și de există, există. E dat înapoi, practic, din cauza aceasta. Mediul de afaceri mereu e nemulțumit. Eu nu am văzut acest lucru. Tocmai de aceea vreau să am, în afară de domnul ministru, să am o discuție directă cu mediul de afaceri. Și de aceea v-am și specificat faptul că luni voi avea o întâlnire cu patronatele. Pentru că domnul ministru a terminat negocierile cu patronatele. Și atunci și eu le voi lua punct cu punct. Dar ce știu reprezentanții patronatelor și ei doresc ca toată lumea să-și plătească impozit. Fiindcă cu adevărat avem și componenta de reduceri de cheltuieli din zona bugetară. Și acolo mai mult ca sigur că se vor veni cu o ordonare a plăților. Nu mai putem să cheltuim bani de dragul de a-i cheltui. Nu mai putem să cheltuim bani pentru că încă îi avem în cont. Pe orice ne trece nouă prin cap. Și acolo, împreună cu domnul ministru, vom merge în cadrul coaliției și vom lua hotărâre cu ce măsuri se vin de reducerea cheltuielilor din zona bugetară. Pentru prima oară n-a mai crescut numărul de angajați la bugetul statului. Cu acea reorganizare modestă, vreo 20.000 de șefi și ordonatori de credite nu mai sunt în sistemul bugetar. Adevărat, am creat o bază a unei viitori abordări de reformă în sistemul bugetar. Dar am pornit de undeva. Am stopat. Fiindcă primul lucru pe care trebuie să-l faci e să stopezi. Și, pe urmă, într-un cadru corect, să reașezi. Nu poți să vii cu o măsură, domnule, tăiem 20% de la toată lumea. Pentru că o treime dintre bugetari sunt profesori. Restul, până la jumătate dintre bugetari, sunt medicii, asistentele și sistemul sanitar. Deci trebuie o gândire foarte clară din acest moment. Vă spun, din punctul meu de vedere și a specialiștilor care lucrez, avem o perspectivă și cred că România se va așeza așa cum este corect. Cu adevărat, nu mai putem întinde angajații la stat. A fost suficient. Niciodată, știți foarte bine că niciodată n-am avut o abordare de a îndrepta o nedreptate cu altă nedreptate. Și am luat deciziile nu emoțional, ci foarte minte. Nu știu, haideți să vedem cu ce va veni domnul Boloș în cadrul coaliției și pe urmă o să intre la transparență. Sunt concerte la sfârșit de an, cum e la Craiova, care nu necesită cheltuieli. Alocă primăria o sumă, cum este în București. Este târgul de Crăciun în București, cum este târgul de Crăciun de la Viena. El aduce venituri. Și pentru cei care participă la târg, dar prin închiriere, banii se întorc la primărie. Deci, cum să aprobă o măsură care... Eu aș vrea să închid târgul de la Viena. De asta spun. Haideți, privim lucrurile cu maturitate. Referitor la numirile în companiile de stat, în companiile din energie, care au fost obiecțiile comisiei și ce măsuri ați... Sunt ferm convins că domnul ministru al energiei o să vă explice, cu toate că nu s-au întâmplat în perioada dânsului de mandat. Este unul dintre jaloanele în discuții.
la mai multe companii din energie, cei de la comisie au venit cu anumite incompatibilități sau cu anumite cutume care țin de aderarea României la OECD. De exemplu, un secretar de stat, comisia consideră cât și jaloanele de aderare la OECD, că nu este îndreptățit să aplice de a fi membru într-un consiliu de administrație. Noi oricum dorim ca în 2026 să fim în OECD, să aderăm la OECD. Și atunci, părerea mea, că Guvernul României trebuie să facă o modificare legislativă în acest sens. Pentru că în acest moment legea permite. Ca să fim foarte clari. Și sunt de acord cu această modificare. Când vom putea primi banii pe tranșa 3 de plată PNRR, trimisă încă din decembrie 2023? Până la, știți foarte bine, vă mai repet, sunt 76 de jaloane. Eu am aici și pe domnul ministru de la MIPE, poate să vă spună câte jaloane am găsit închise din cele 76. În acest moment sunt și cu domnul Grindeanu, cu ministrul transporturilor, sunt însoțit și de domnul Burduja, ministrul energiei. După cum ați văzut, este și domnul ministru Căciu, este și domnul ministru Boloș. Una dintre ultimele discuții cu comisia. Sunt ferm convins că o anumită sumă din cererea de plată numărul 3 va fi reținută pe o perioadă de 6 luni, maximum 8 luni de zile, pentru a se închide toate lucrurile, de exact ce m-ați întrebat dumneavoastră, ca să reaprobi printr-o selecție normală, având o altă lege, noile consilii de administrație, procedura durează între 6 și 8 luni. Și atunci comisia, în funcție de cât ai îndeplinit din jalon, o să rețină o sumă de bani. Asta nu înseamnă că România va pierde acei bani. Și în 6-8 luni. Asta este negocie. Asta e mult prea tehnică, dacă nu vă supărați. Eu îmi doresc să fie o sumă cât mai mică. Din cei avem aproape 2,1 miliarde de primit din cererea de plată între. Asta nu înseamnă că România a pierdut acești bani. Cu adevărat, mi-aș dori să fie pe lângă mine cei care au făcut împeniile, dar nu o să-i mai găsiți, că erau experți pe la televizor, pe la dumneavoastră, dar au dispărut. Să explice de ce au făcut acele tâmpeni. De ce și-au pus unul să meargă în Consiliul de Administrație, iar soția să facă parte din Comisia de Selecție. Atât i-a dus mintea. Acum nu-i mai vedeți. Sunt dispăruți. Eu vă promit că o să rezolv problema. Și România nu va pierde niciun ban. Referitor la aderarea la moneda euro, când ar putea adera țara noastră? Pentru că economiștii și specialiștii spun că în 2035... Ce pot să vă spun foarte clar este când Partidul Social Democrat a plecat de la guvernare, îndeplineam toate condițiile. Și în ceea ce privește datoria publică, și în ceea ce privește deficitul, absolut toate erau îndeplinite. Între timp, dacă vă aduceți aminte, am avut o coaliție de dreapta luminată. Bună ziua, Sonia Teodoriu, Euronews România. Revenind la discuțiile de astăzi, înțelegem că ați discutat concret cu Ursula von der Leyen despre propunerea Victor Negrescu, comisar din partea României. Cum a primit doamna președintă a Comisiei? Cunoaște foarte bine pe domnul Victor Negrescu. Repet, e vicepreședintele Parlamentului European, între cei mai activi europarlamentari ai României. De puține ori am avut discuții între cabinete prin intermediul domnului Victor Negrescu. Doamna președinte încă nu și-a terminat structura comisiei, cum să arate, pe portofolii. De aceea, părerea mea că am avut o abordare corectă, așteptând și, repet, eu o negociere și în cadrul familiei europene. Dacă aș fi trimis un nume, normal că am o preferință. Preferința mea e domnul Victor Negrescu.
A abordat dumneavoastră ei în această discuție problema referitoare la faptul că nu ați propus două nume, așa cum ea a făcut un apel atunci când a fost votată în Parlamentul European, a cerut tuturor statelor membre să propună un bărbat și o femeie. Înțelegem argumentele dumneavoastră pentru care l-ați propus pe domnul Negrescu, dar a ridicat vreo obiecție Ursula von der Leyen? Cred că mai am și eu lucruri din trecut. Nu-mi place pe timpul comunismului să-mi impună cineva ceva. Am văzut că și alte vreo 10 state sau 14 state au avut aceeași problemă ca și mine cu trecutul, să nu ne impună nimeni nimic. În ceea ce privește portofoliul, înțelegem că e în continuare în construcție viitoarea comisie. Îmi doresc un portofoliu cât mai relevant, ținând cont că suntem a șasea țară ca și mărime din cadrul Uniunii Europene și vom purta aceste discuții. Care ar putea fi variantele? Mai multe. Am vorbit și de economie, am vorbit și domnul președinte pe extindere. Deci vom vedea. Eu mi-aș dori să rămânem. Portofoliul pe extindere e mai mult politic. Eu mi-aș dori și cred eu că următorii ani țin foarte mult de economie. Sunt despre economie. Mi-aș dori ceva în această zonă. Deci a intervenit și domnul președinte Klaus Iohannis în acest... Nu a intervenit domnul președinte. E atributul dânsului, fiindcă îi reprezintă România în Consiliul European. Și el cu subiect și predicat i-a spus Ursula von der Leyen că ar... Dar nu trebuie să-i spun eu, n-au zis că domnul președinte se vede în Consiliu, nu mă văd eu. Știu, așa e la noi. În economiei și al extinderii, care sunt variantele pe masă? Orice comisar și orice portofoliu relevant. Bun. Referitor la... mi-aș dori să ne explicați mai bine când vin banii din cererea de plată numărul 3. Deci doar acest jalon al guvernanței corporative ține în loc cererea de plată și... Nu. Avem jalonul cu micro-întreprinderile, companiile din energie, cu selecțiile pe care... Și nu mai vreau să intru în detalii, dar le aveți și dumneavoastră, că nu sunt niște detalii ascunse, și pe transporturi e metroul de la Cluj-Napoca. Dar înțelegem că o variantă ar fi ca pe jalonul guvernanței corporative să nu se dea toți banii deodată. În acest moment, normal, până îți îndeplinești jalonul. După ce îi îndeplinești jalonul, se deblochează banii. Păi și normal să fie așa abordare. Okay. În acest moment, noi am încasat în jur de 9 miliarde de euro. Au cheltuit aproape 3 miliarde și urmează, prin sfârșit de an, veți vedea că va fi o... Deci, noi avem un buffer relaxant în ceea ce privește sumele încasate deja pentru cheltuielile din... Totuși, am cheltuit doar o treime din banii pe care... Dar e și normal, fiindcă acele au fost proiectele trecute în PNRR. Ele au trecut după mintea lor. De aceea facem o renegociere. Pentru că acele proiecte nu erau mature. Au trecut proiecte unde nu erau SF-uri făcute. Ce să zic? Cu adevărat, marea cheltuială pe care au făcut-o domnul Grindeanu. Dacă atât i-a dus capul, ce vreți să vi nominalizez? Că se prelungește perioada, nu se prelungește nimic. Nu se prelungește. Nu, dar n-am spus lucrul acesta. De aceea însoțit cu tot tehnicul, fiindcă e o dinamică. Eu nu sunt gust, eu nu sunt prizonierul unui cerc. Fiecare ministru... Avem întâlniri cel târziu la 2 săptămâni, atât pe îndeplinirea jaloanelor, că vorbim și de cererea de plată 4 și de cererea de plată 5. Deja anticipăm anumite lucruri, dar vorbim și de investiții. Iar eu am la 2 săptămâni cu toți miniștrii aplicat pe fiecare proiect. De aceea e o dinamică și cu asta am început astăzi. Vom avea o renegociere. Ministrul și asumă, domne, acest proiect l-am avut, nu știu, e ăla cu trenurile, cu hidrogen. Ați văzut vreo unul în Europa, în lume, vreun tren cu hidrogen? Nu e. A ținut Grindeanu de 3 ori licitație. Nu s-a prezentat nimeni. De ce nu s-a prezentat nimeni? Că nu există niciun tren cu hidrogen. Asta au trecut în PNRR. Normal că acum domnul ministru Câciu a cerut ca acel bani, 360 de milioane de euro, de tren cu hidrogen, să-l prindă pentru cofinanțări la autostrăzi.
Lucrăm cu materialul clientului. Domnule premier, în interiorul Partidului Național Liberal se discută despre retragerea susținerii pentru ministrul Marcel Boloșo. Dumneavoastră, în calitate de premier, vedeți oportună schimbarea ministrului de finanțe în contextul acestor negocieri, dar și pe final de mandat? Parte dintr-o... e un guvern de coaliție. Eu n-am auzit aceste discuții și n-am avut cu domnul Nicolae Ciucă astfel de discuții. Dacă dinșii decid acest lucru, asta este. Normal că sunt foarte interesat de viitorul nume. De altfel, cred că și președintele României va fi foarte interesat de viitorul nume al ministrului finanțelor, deoarece e membru al CSAT-ului. Dar ați acceptat să vi se schimbe ministrul finanțelor cu câteva luni înainte de finalul mandatului? Fiecare poate fi schimbat. Toți suntem trecători în orice funcție. Mai faceți o precizare dacă România nu ar reduce pragul pentru... Dar știți mai multe detalii de ce vor să-l schimbe? Sau... Îi spuneți-ne dumneavoastră. Păi eu nu știu, că eu nu sunt din interiorul PNL-ului. Criticile sunt legate de noile taxe, pentru că am... Care taxe? Cele care au fost anunțate în spațiul public. De care au fost anunțate? Această reducere a pragului pentru IMM-uri. Păi dar nu vă supără. Haideți să o luăm pe rând. Dar nu domnul Boloș a cerut acest lucru. Dumneavoastră n-ați văzut PNRR-ul când l-a dus l-a semnat domnul Câțu și cu domnul Ghinea? Ei au trecut în PNRR reducerea în jalonul 206. Eu n-am introdus ceva în jalonul 206. În jalonul 206 noi discutăm ce e trecut de domnul Câțu și de domnul Ghinea. Ei au trecut în jalonul 206 să se reducă la IMM-uri, la micro-întreprinderi, plafonul. Ei, cu mânuța lor. Și pe urmă au semnat și l-au trimis la Bruxelles. Mie mi l-au ascuns. L-am cerut public prin intermediul dumneavoastră. Acum îl dăm afară pe Boloș pentru că trebuie să pună în aplicare ce au cerut Câțu și cu Ghinea? Deci, cu adevărat, nu vă place de domnul Boloș. Umorâți-l, dați cu pietre în el, nu-i treaba dumneavoastră. Vrea PNL-ul să-l schimbi, treaba PNL-ului. Dar am datoria totuși de a spune adevărul. Domnule premier, dacă vă rog, avem aceste taxe anunțate... Care taxe? Vă rog frumos, care? Imediat vă spun. Vorbim despre creșterea impozitului pentru proprietate, despre creșterea impozitului... Dar nu vi se pare corect ca să nu plătim toți unul care are o proprietate de 2 milioane de euro să plătească la fel cu unul care are o proprietate la țară de 5.000 de euro sau 10.000 de euro? Există un alt loc în lume unde se plătește la fel ca în România? Nu. Dar în nicio țară europeană. Când veți face aceste modificări? Deci, pentru că alea sunt naturale. Când se face digitalizare? În momentul în care ai toată informația. Știți că mai erau idei năstrușnice, ci că, domnule, la trei proprietăți. Trei proprietăți poate să însumeze 15.000 de euro. Era o abordare tâmpită. Abordările sunt în funcție de valoare. Valoarea? Unde declar valoarea? La primărie. Unde se face impunerea. Da, și sunt unul din susținătorii acestor. Când se va întâmpla? De ce n-ați ajuns? Pentru că în reforma fiscală, cum este normal, în jalonul 207. Alte taxe, ce mai mărim? Creșterea impozitului pe dividende de la 8. N-am vorbit nimeni așa ceva. S-a discutat în coaliția de... Nu am vorbit așa. Iertați-mă, sunt membru al coaliției. Nu am vorbit așa ceva. Eu înțeleg și jocul politic. Eu înțeleg că anumit, când n-ai să spui nimic, atunci inventezi. Da? V-am mai zis, mie nu mi-e frică de ce am făcut, mi-e frică de ce se inventează despre mine. N-am o problemă, că mergi la o coaliție și n-ai ce să spui după acea coaliție. Și atunci spui, domne, Ciolacu a vrut nu știu ce și noi ne-am opus, domne, ne-am luptat, am rupt scaunul acolo. Te rog, hai să o avem, suntem la Bruxelles, hai să o avem, dacă vrem să fim luați în serios, hai să avem o abordare serioasă. Da, îmi doresc măsuri ca toată lumea să-și plătească impozitele și taxe. Cum este corect în orice stat democrat și orice stat civilizat. Îmi doresc acest lucru. Ultima întrebare, vă rog. Vă doriți aceste măsuri? Ele au fost negociate cu mediul de afaceri, am văzut și noi observațiile transmise, se împotrivesc la aceste măsuri. Haideți, eu nu am avut, îmi cer scuze, eu nu am avut o întâlnire cu mediul de afaceri, o să o am luni. Și cum bine vedeți, și cum sunteți
obișnuiți, voi ieși și voi comunica. Am discutat aceste măsuri, mediul de afaceri. Mediul de afaceri se opune să plătească toată lumea taxele și impozitele? Eu nu cred. Observațiile transmise așa arată. Vedem o reticență la digitalizare. Haideți să vedem, n-auziți. Haideți să vedem. Fiecare lucru în parte. Discutăm și voi veni. De luni de zile aceste măsuri și tot. Eu nu am discutat aceste măsuri. Dacă nu, îmi cer scuze. Eu nu am discutat aceste măsuri. Nu le-am discutat nici în coaliție. Le-am văzut ca și propuneri de la domnul ministru. Nu le-am luat în considerare până când el nu-și termină discuțiile cu mediul de afaceri. Am înțeles că și le-a terminat și acum stau de văd. Îmi pare rău, nu vine apocalipsa și nu vin taxe noi. Îmi cer scuze. NATO a adus la Tulcea un sistem de ultimă generație, un sistem radar. Vreau să vă întreb dacă au crescut riscurile de securitate pentru România în acest context. Nu. Au crescut. A crescut securitatea României. Și o să mai fie și alte măsuri pe care o să le luăm. Dronele vin la joasă înălțime. Câteodată la firul ierbii sau la firul apei. Radarele de obicei sunt direcționate într-un lucruri de înălțim mult mai mari. Și atunci am venit cu ceva. De obicei aceste radare sunt în zona navală. O măsură foarte bună luată de către domnul ministru al apărării. Și pentru că am vorbit despre candidaturile... Dar o măsură pe care am luat împreună cu partenerul strategic, ca să ai acces la aceste lucruri, trebuie să fii NATO și să ai un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Pentru că am vorbit despre candidaturile la prezidențiale, mai mult colegii dumneavoastră au spus că v-ați avea o inteligență peste medie și asta vă recomandă să candidați la Cotroceni. Vreau să văd cum vedeți dumneavoastră aceste declarații. Sunt un om normal. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Îmi pare rău de taxe și impozite.